Profesorul nu vine cu noi. Da, a fost care e plan. O să anunțați că avem un mic recital și o să știți cetul de excelență. Eu aici la margine.
Mulțumim pentru momentul artistic, oferit de Centrul de Excelență în Educație Artistică și Ștefan Neagă. Multe mulțumim. Și domnule director Eugen Sava, domnule viceprim-ministru Oleg Sărăcan, domnule profesor Victor Navarro, domnul vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, domnule academician Andrieșanu, distinși membri ai Academiei, doamnă Svetlana Pociumban, șef direcției patrimoniu al Ministerului Culturii, domnule Silviu Tabac, gardist principal la președinția Republicii Moldova, doamna Elena Dutirei, directorul organizatorilor întâlnirii noastre de astăzi, să vă mulțumesc pentru interesul pe care l-a arătați față de albumul care se lansează astăzi. Este vorba de albumul Meleaguri Românești văzute de artiști din apus, în secolele 15-19, autor distinsul nostru coleg, domnul Robert Endor, editor, doamna Țipea Corlăteanu, pe care o salutăm de asemenea, albumul a apărut recent la editura Lexon Prim, în condiții grafice excelente, directorul editurii Eduard Potingă. Doamnelor, domnilor, noi avem aici un program prestabilit pe care o să-l urcăm cu fidelitate, iar pentru început cred că nu o să vă supărați dacă subsemnatul o să spun câteva cuvinte despre album și, bineînțeles, despre autorul acestui album. Eu am o prefață la acest album, de rând cu alții doi distinși istorici, însă după ce albumul a apărut, optica mea asupra acestei incontestabile realizări istoriografice și estetice, totodată, puțin s-a modificat. De ce? Eu să vă propun o altă variantă, o unei prefețe, dacă vreți, asupra albumului pe care admirăm astăzi împreună aici. Unul din prefațătorii acestui volum, profesorul Mihail Ionescu, a observat că albumul pe care îl admirăm împreună astăzi este rezultatul dragostei față de pământul în care s-a născut autorul. Și că de acum încolo nimeni nu va putea ocoli bogata listă de imagini pe care le încățișează această lucrare. Și are perfectă dreptate. Autorul, cum bine constată distinsul profesor, propune o narațiune de tip cinematografic a locurilor populate de români din cele mai vechi timpuri până în modernitate. Constatarea asta este una absolut plauzibilă. Propria mea impresie după ce am răsfăit albumul a fost de spectator la un grandios spectacol al istoriei și civilizației românești, în regia unui scrupulos, obiectiv și termenic cunoscător al realităților noastre istorice privite din apus. Pe scena acestui virtual, dar nemaipomenit spectacol, urcă și coboară reci, oameni simpli, conducători de oști și preoți, domnitori și boieri, păstori, târgoviți și orășeni, țărani și țărance, daci și romani, români și sași, otomani, ruși și austrieci. În vârtejul cosmogonic al istoriei se naște și se moare, se dau lupte și se face pace, se dărâmă cetăți și se zidesc biserici, se pedepsește strașnic și se iartă, se cântă, se dansează hora și se târguiește cam duciul din țara românească sau cam bazanul oriental. Iar admirăm pe dacii lui Decebal de războaiele lui Traian, de Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu, îl detestăm pe generalul Basta și ne oripilează martiriul lui Gheorghe Doja. Asistăm la apariția în scene a unor sacagii, mangalagii sau curuți, la iureșul unor trupe de inicieri,
sub ocheanul unui scusit pe Mareșau, care le-a întins deja o cursă, poposim cuprinși de trispețe la canul lui Manuc, unde s-a decetuit soarta Basarabiei la 1812 și pe prea un pasul cadențial al dorobanților. De la Cluj ne îndreptăm spre Sibiu, Curtea de Argeș, Suceava și ajungem la Iași, unde divanul ad hoc, inclusiv cu votul unor deputați din Moldova, din Basarabia Meridională, retrocedată Moldovei după războiul Crimeei, tocmai l-a votat pe cadou pe Alexandru Ioan Cuza. Apoi mergem spre București, unde domnul ales al Moldovei devine vodă al Principatelor Unite, de la unirea cărora zilele trecute s-au împlinit exact 164 de ani. În acest spectacol, scena căruia se întinde de la Nistru până la Tisa, de la Dunăre la Carpați și dincolo de ei, basarabeanul se înțelege cu munteanul, ardeleanul cu munteanul, valahul cu moldoveanul, pentru că toți sunt fiii acelorași meleaguri românești și chiar dacă fiecare se mândrește cu portul său aparte, cu bucatele sau cu muzica sa, ei toți vorbesc o limbă și au aceeași credință. Ei toți formează împreună o singură ființă. În națiunea română, vorba lui Mihail Cogălnicianu, care s-a format, s-a crărit și a supraviețuit în pofida tuturor integrărilor istoriei, trecând unirea de la 1859 și apoi pe cea de la 1918. Mi se pare că acesta anume este mesajul lucrării, acesta este adevărul istoric care transpire din paginile atât de frumos aranjate și ornamentate cu splendoarea celor peste 1000 de imagini culese, numai autorul știe cum și de unde. Dar cât de important este acest mesaj al adevărului istoric în condițiile complicate de astăzi, când slepa ucraineană gere din nou sub năvala unor coarde barbare, iar la Nistru răzbate canonada nemiloasă a războiului. Privind în prinzele trecutului, dar cu gândul la ziua de azi și la cea de mâine, ne întrebăm oare care ar fi lecția istoriei legată de lunga șederii a regelui suedez Carol al XII-lea, cu tabăra sa întinsă în umbra cetății Tighina pe malurile Nistrului, acum 300 și ceva de ani, despre care ne povestește cu lux de amănunte autorul acestui album. Imaginea nu este numai sinonimul frumosului sau al hidosului, ci și al irealului ca și al autenticului. Iar autorul, de cazul să vedem, asistat de slujitorii pricepuți a unei tiparnițe de prestigiu, a îmbrățișat această abordare paradigmatică, mânuind cu acribie instrumentariul imagistic, chiar dacă clamează pe prea locuri circunstanțe atenuante motivate de poposirea sa ocazională în preasta cercetătorilor de istorie. Paradigma sa imagistică este însă cât se poate de actuală într-o epocă în care vizualul domină tot mai mult textul scris și mai ales având în vedere ce e la ce atrage atenția un alt distins prefațător al acestui volum, profesorul Ovidiu Cristea de la București, și anume riscul ca în lipsa imaginii să nu mai putem face diferența între Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab. Adunat în sudoarea frunții o viață întreagă, odată cu apariția acestui album, tezaurul imagistic al domnului Robert Dendorf devine un bun din care ne putem înfructa și inspira cu toții. Și acesta a fost gândul și scopul autorului, strădania sa de a împărți cu semenii săi ce a descoperit sau a reușit să adune, chedat de curiozitate și pasiune, s-a încurunat, după cum vedem, cu succes. Pe bună dreptate, lucrarea pe care o lansăm acum îi face cinste, iar pe noi ne onorează, oferindu-ne prilejul de a-i fi alături la o mare împlinire și de a-i aduce întreaga noastră gratitudine și recunoștință. Vă mulțumesc! În continuare, doamnelor, domnilor, am onoarea să ofer cuvântul domnului director Eugen Sava, directorul Muzeului Național de Istorie, cel care vestuiește cu atâta mărinimie și evenimentul nostru de astăzi. Vă mulțumesc, domnule director. Am onoarea să salut din numele colectivului Muzeului Național de Istorie Moldovei, onorată asistență. Să mulțumesc tuturor pentru prezență, ați găsit timp să mai veniți de la Muzeul Național de Istorie Moldovei
Și sunt sigur că școala de ocazie o să vă primim cu plăcere în cinta muzeului nostru. Evenimentul de astăzi este, să zicem așa, un accent foarte important în colaborarea nu numai în domeniul patrimoniului național, dar și internațional, deoarece domnul Robert Dendorf a adus la lumina zilei unele, să zicem, lucruri care erau ascunse în arhive, în biblioteci, în alte muzee, și pe noi ne onorează că albumul de astăzi este lansat tocmai în Muzeul Național de Istorie Moldovei și în Moldova, pe care a condus-o Carol al XII-lea, a condus Suedia din Moldova, acum 300 de ani urmă. Domnul Dendorf este prietenul vechi al muzeului nostru. Noi am colaborat și cu alte ocazii, și cu lansarea de carte și organizarea trei expoziții. Una din ultimei pași de colaborare între stimatul Dendorf și Muzeul Național de Istorie a fost donația a 7 gravuri, care noi le-am primit câțiva ani în urmă și ele sunt deja incluse în fondurile muzeului și deja sunt și clasificate și cercetate. În ultimul volum a revistii Muzeului Tragedia este un articol semnat de colega noastră, doamna doctor habilitat Elina Cloșteță, care a prezentat această colecție și dați-mi voie să vă ofer această publicație personală dumneavoastră, ca să știți că noi am apreciat la justă valoare donația dumneavoastră. În afară de aceasta, pentru meritele și deschiderea atât de extraordinară a domnului Dendorf față de patrimoniul Național al Republicii Moldova, administrația Muzeului Național de Istorie Moldova oferă diploma de an cu onoare domnului Robert Dendorf în semn de recunoștință pentru și recunoaștere pentru contribuții semnificative în dezvoltarea colecțiilor patrimoniale a Muzeului Național de Istorie Moldova. Cu părere de rău, donațiile pe care domnul Dendorf este gata să le facă Muzeul Național, la moment nu pot fi efectuate, deoarece legislația Republicii Moldova nu este perfectă din punctul acesta de vedere. Importul, exportul, scuzați-mă, eu sunt nevoit să spun acest lucru, fiindcă este o problemă mare. Și sunt reprezentanții Guvernului, reprezentantul Ministerului Culturii și eu știu care aceasta vreau să vă atrag atenția că există această problemă și trebuie să cumva găsim o soluție pentru a depăși această situație de nivel. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule director. În continuare, domnului Moreție Repean, prim viceprim-ministru pentru reintegrare, om de stat, om politic, ambasador și, în ultimul rând, om de știință și scriitor. Excelență lor! Mulțumesc foarte mult, domnule director, stimate domnule Fendor, să mă adresez în român. Sunt foarte bucuros să fiu astăzi alături dumneavoastră aici cu această ocazie, mai mult în calitate de istoric, cred, decât în calitate de oficial. Îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră la acest eveniment și în calitatea mea de fost ambasador al Republicii Moldova în Germania, pentru că domnul Dendorf are, actualmente cetățean german, o contribuție frumoasă datorită acestui album și la cultura noastră, la istoria noastră, la o mai bună cunoaștere a ceea ce înseamnă spațiul românesc de la Nistru la Tisa în perioada secolelor 15-19, așa cum l-au văzut artiști, gravori din țările Europei apuse.
Era o scăpare, probabil, pentru că nu știu să fi avut un astfel de album până acum, o lucrare de acest gen, cum erau văzute țările românești în arta apuseană, în arta plastică apuseană. Sigur că erau mai multe lucrări consacrate artei românești în secolul XIX, începând cu Ion Andreescu și apropierea lui de școala de la Barbizon, dar ceea ce era spațiul românesc văzut de artiști occidentali e un lucru care necesita mai curând o abordare a unui istoric, un ochi de istoric, nu doar un ochi de artist. În acest album am văzut minate pe care, datorită colegii mele de facultate, și înțeleg că coparticipantă cumva la apariția acestui album, Silvia Branciu, de excelenție. Am avut ocazia să-l cunosc, să-l apreciez. Cred că va fi apreciat nu doar în Republica Moldova, va fi apreciat fără îndoială și în România și domnul Dendor, cum spunea Adinau, despre faptul că s-a reușit deja și o și anumite acțiuni în România să fie organizate. Mulțumesc desigur și pentru donația care a fost făcută de către domnul Dendorf muzeului nostru și îmi pare rău de greutățile care sunt, dificultățile care sunt întâmpinate împreună cu colegii de la Ministerul Culturii, fără îndoială că vom vedea ce putem face, pentru că este vorba de o ajustare legislației, nu este vorba de un moft al serviciului VAMAL, este vorba de o problemă în legislația noastră privind importul și exportul bunurilor artistice. Deci chiar și atunci când sunt organizate expoziții în afară, înțeleg că apare această problemă. Pentru că este un șir foarte lung de vorbitori, nu voi opri prea mult ca să vă rețin. Vreau să mulțumesc întâi de toate autorului pentru tot ce a făcut, pentru lucrul pe care l-a depus. Vreau să mulțumesc editurii, celor care au contribuit, desigur, la apariția acestei cărți. Mulțumesc Muzeului de Istorie, Muzeului Național de Istorie, pentru faptul că găzduiește acest eveniment. Mulțumesc și Institutului Fără Îndoială și domnului Cojocaru. Țin la Institutul de Istorie, mai ales pentru că cariera mea de muncă a început nu la Ministerul de Externe, ci la Institutul de Istorie și al unde l-am avut pe domnul Cojocaru în calitate de coleg un pic mai senior în acel moment. Mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru interes și sper să revedem pe domnul Dendorf și cu alte ocazii aici la Chișinău. Mulțumesc mult! Vă mulțumim, excelență, pentru cuvintele de felicitare în adresa autorului, în adresa tuturor celor care au pus umărul la apariția acestei splendide lucrări și ne bucură și faptul că ați fost extrem de sensibil la aceste mici probleme cu care se confruntă colegul nostru Robert Dendorf și muzeul și sperăm că împreună să putem depăși acest pas. Pentru că ceea ce face domnul Dendorf merită să fie susținut cu brațele deschise. Și avem convingerea că toată lumea înțelege acest lucru. Mulțumim și în continuare vreau să ofer cuvântul doamnei Svetlana Cociumban, șef direcție patrimoniu la Ministerul Culturii, care ne va transmite un mesaj din partea Stimate domnule viceprim-ministru, domnule director, onorată asistență, stimate domnule Dendorf, este o onoare pentru mine să stau în acest for aici. Vă mulțumesc pentru invitație. Evident că vin cu un mesaj de felicitare din partea Ministerului Culturii cu prilejul apariției acestei excepționale ediții. Vin cu un mesaj de mulțumire din partea Ministerului Culturii pentru efortul, curajul și entuziasmul domnului Dendorf, care de an în an îl demonstrează venind aici în Republica Moldova.
Vin cu un mesaj de felicitare și mulțumiri și un mare respect din ipostaza de muzeograf, pentru că muzeografii ex nu există. Deci eu am în spate o experiență de 20 de ani de muzeograf și știu ce înseamnă când se găsesc oameni cu suflet mare, dar și cu mult curaj, care vin și completează colecția muzeului cu anumite piese, în special cu piese atât de valoroase cu care vine domnul Dendorf. Dar vin și cu un mesaj din partea unui funcționar, pentru că sunt șefa Direcției Patrimoniu Cultural al Ministerului Culturii acum și cunosc foarte bine această bucătărie din spate și vreau să vă zic că, într-adevăr, nu este un moft al angajaților serviciului vamal, nu este o delăsare sau o lipsă de interes din partea Ministerului Culturii, este o situație foarte și foarte dificilă, care necesită o implicare interdepartamentală, interministerială, ceea ce și face, de fapt, Ministerul Culturii. Și eu nu voi lua foarte mult din timp, dar mă simt obligată să dau câteva detalii în acest sens. Eu am felicitat toți membrii Comisiei Naționale a Muzeilor și Colecțiilor, o bună parte dintre dumnealor sunt aici prezenți în sală, pentru faptul că am reușit să promovăm modificările la legea 280 privind protejarea patrimoniului cultural național. În 21 noiembrie 2022 aceste modificări au intrat în vigoare și în baza acestor modificări, Guvernul, în termen de 6 luni, este obligat să creeze serviciul de evidență și circulație al bunurilor culturale mobile. Proiectul hotărârii de guvern este acum în circuitul de avizare, așteptăm avizele de la autoritățile responsabile. Totodată, prin aceeași hotărâre de guvern, va fi aprobat regulamentul privind circulația bunurilor culturale mobile. Mai mult ca atât, Republica Moldova, având acum statutul de țară candidat, este obligată să transpună o serie de acte europene, inclusiv acte europene care reglementează circulația bunurilor culturale. Și noi, cei de la Ministerul Culturii, avem un mare sprijin al Guvernului și al Parlamentului Republicii Moldova și avem foarte mari speranțe că acest proiect, care are termenul de promovare 21 mai 2023, că noi în acest termen ne vom întâlni împreună cu dumneavoastră la un eveniment de lansare, de creare a acestui serviciu de circulație. Cu această ocazie, domnule Dendorf, eu vin să vă aduc scuzele de rigoare pentru toate impedimentele care le-ați avut dumneavoastră în sosirea trecută la Chișinău. Iată, vedeți că totuși, după această sosire tumultoasă, lucrările s-au regăsit în albumul muzeului. Sunt convinsă că efortul dumneavoastră, a unui colecționar înrăit, să zic așa, și a unui specialist devotat în domeniul respectiv, își va lăsa roadele și în anii ulterior și noi cu dumneavoastră vom depăși toate aceste situații și vom fi prezenți la inaugurarea unei expoziții de lucrări care au fost donate de către domnul Dendorf și au intrat în colecția Muzeului Național de Istorie. Mulțumesc! Vă mulțumim! Da, sperăm să ajungem într-o bună zi când vom asista la o vernisare. O vernisare și cât mai repede la o vernisare a colecțiilor sau pieselor de colecție pe care domnul Dendorf intenționează să le pună la dispoziția Muzeului Național de Istorie. Vă mulțumim pentru acest mesaj promițător și în continuare domnilor vă anunț că domnul rector Igor Șaru vă cere scuze, dar gripa acelea vagii prin Chișinău, inclusiv la Universitatea de Stat, își cere scuze și ne transmite totodată mesajul său de felicitare în adresa autorului, în adresa editurii. Se bucură pentru această apariție editorială frumoasă și o așteaptă cu mare nerăbdare împreună cu studenții săi la Biblioteca Universității de Stat de Moldova. Îi mulțumim și, și pe această cale și în continuare le invit la cuvânt pe domnul Silviu Tabac, colegul nostru, list principal la Președinția Republicii Moldova cu un mesaj din partea instituției prezidențiale. Domnule Tabac. Onorate gazde și stimați invitați, domnule autor, eu am fost persoana care, în virtutea unei relații foarte vechi cu editoarea Silvia Curlăteanu, am fost persoana care am avut onoarea să transmit acest frumos volum
realizat pe atâta muncă și acribie de domnia voastră, președintele Republicii Moldova. Excelența sa l-a răsfoit cu interes și și-a exprimat admirația pentru munca pe care ați făcut-o, rugându-mă să vă transmit felicitările ei și urările de noi realizări în ceea ce faceți. De asemenea, am sarcina să vă transmit și felicitările întregii instituții prezidențiale, în special din partea consilierilor prezidențiali pentru cultură, pentru educație și știință și pentru relații internaționale, care de asemenea au avut ocazia să răsfoiască volumul dumneavoastră. În calitatea mea personală de sociolog, aș vrea de asemenea să-mi exprim bucuria pentru apariția unei ediții noi în domeniul surselor imagistice. Noi suntem născuți într-un spațiu unde accesul la surse este îngreunat până în zilele noastre, dar pentru sursele speciale, cum sunt cele imagistice, căile de acces rămân și vor rămâne încă lungă vreme greu de străbătut. Atunci când există eforturi cumulate ale cercetătorilor, editorilor și altor persoane intermediare care pot să sprijine această acțiune, bineînțeles că cercetătorul simplu este pus într-o situație favorabilă de a avea acces la o parte din acel patrimoniu pe care altfel nu l-ar fi văzut. Sper ca tot ceea ce ați făcut dumneavoastră să aibă o bună evocare în presa noastră științifică, să rămână o lucrare mereu citată, în care fiecare va găsi ceva pentru cercetarea lui proprie și ca la toate ratingurile noastre de citare, albumul să intre în topurile de lungă durată. Vă doresc multă sănătate, în primul rând, să nu vă pierdeți entuziasmul în toate acțiunile pe care le faceți și să ne mai bucurați cu astfel de apariții editoriale sau altele pe care le vedeți în astfel de sunt. La mai mult și la mai mult. Ne bucurăm că instituția prezidențială ne este alături prin delegarea domniei voastre un mesaj de salut. Asta înseamnă că cultura, știința se bucură de un tratament privilegiat în societatea din Republica Moldova. În continuare, o invit la microfon pe doamna Elena Pintării, directorul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Mulțumesc, domnule director, onorată asistență, stimate domnule Robert. Este o onoare la fel și pentru mine să fiu prezentă la acest eveniment, la botezul unui album frumos, care ne privește, desigur, și pe noi. Un album, desigur, că partea spirituală este că suntem și noi prezenți acolo, atât ca spații, cât ca viață cotidiană, dar și alte valori ale trecutului și prezentului. Eu, în calitatea mea de reprezentant și al bibliotecilor din țară, vin să vă mulțumesc și pentru publicația Refugiul Regiului Suediez, carul al 12-lea, pe care dumneavoastră ați făcut o donație multor biblioteci din țară. Această carte a devenit o resursă pentru bibliotecari, pentru cititori, pentru cercetători și cei interesați de istoria Moldovei și nu doar. Vin să vă mulțumesc pentru această publicație, vin să felicit, să vă felicit cu o nouă ediție foarte frumoasă, care cu siguranță va ajunge și în bibliotecile de Republica Moldova, atât de necesară astăzi nouă, cât trecem pentru o perioadă nu atât de ușoară, dar avem nevoie de frumos, de reconstituire istoriei noastre adevărate. Deci, stimatele domnule Robert, Biblioteca Națională vine cu o testimonie de noblețe pentru dumneavoastră, pentru contribuirea dumneavoastră substanțială la dezvoltarea colecțiilor, bibliotecilor publice din țară, dorindu-vă multă sănătate, succese și realizări în continuare. Mulțumesc.
Mulțumim, doamna director. Observați că principiul pe care au fost selectați vorbitorii a fost unul geograf. Cine e mai aproape de Muzeul de Istorie, deci a ieșit în prim plan. Da, și acum trecem la o altă etapă în dezbaterea de astăzi. Intră în scenă Academia de Știință a Moldovei și îl rog pe membru corespondent Victor Moraru să ne propună perspectiva academică asupra acestei lucrări. Și pe această cale, desigur că alături de autor, eu vreau să-i felicit pe cei care au contribuit la apariția acestei cărți și am în vedere Institutul de Istorie, domnul director Gheorghe Cojocaru, doamna Silvia Prozăteanu și Muzeul Național pentru organizarea acestui eveniment, pentru că apariția oricărei lucrări este întotdeauna un eveniment. Dar, necesară și o promovare a lucrării, ca să nu fie doar pe rafturile bibliotecii. Pentru că cititorul, publicul cititor trebuie sensibilizat, prea că promovat. Și ea nu poate să rămână neobservată. Este nevoie imperioasă de lansare, de opunere în valoare a lucrării. Cu atât mai mult că este o apariție editorială de excepție. N-aș putea spune chiar fără precedent, dar într-un fel e fără precedent și indubitabil de o semnificație aparte. Și aici ar trebui să mă refer la acea contribuție impresionantă a domnului Dendor, pe care o interpretăm cu multă recunoștință și admirație. Grație dumneavoastră, grație pasiunii pentru istorie, pentru colectarea acestor mărturii superbe și pentru hotărârea de a aduce aceste materiale în circuitul științific. Aceste materiale adunate cu multă migală din multiple surse. Publicul cititor dispune acum de o sinteză specifică a istoriei devenirii neamului românesc. O istorie ilustrată prin imagini. O enciclopedie sui generis care oferă posibilitatea aprofundării cunoașterii trecutului. Și aș spune a sentimentului, a profundării sentimentului de mândrie pentru atestarea prezenței neamului în civilizația umană. Mesajul din trecut adresat de omului contemporan fortifică identitatea noastră spirituală și oferă posibilitatea unor revelații, descoperiri și apropieri. Apropieri în semănări cu patrimoniul național. Deci albumul lansat depășește cu mult rolul său de acesta. Instrument de informare istorică. Semnificația acestei cărți este mult mai amplă și este o dovadă a viabilității constantelor preocupări academice și extra-academice pentru adâncirea cunoașterii. Totodată, lucrarea domnului Dentru demonstrează caracterul benefic al existenței unor personalități, marcați de talent, de vocație și de reușită în adunarea în cazul de față acestei colecții impresionante de stampe, gravuri, litografii, de o relevanță aparte și depunere a celor adunate în colecție personală la dispoziția societății. Este exact în spiritul predecesorilor noștri și mi-aș permite să citez aici pe Bălcescu, Nicolae Bălcescu, care în anul 1845, argumentând conștientizarea importanței valorificării documentelor istoriei noastre, scria: noi știm ce, cu bună seamă, că o multitudine de documente se află prin bibliotecile și arhivele Transilvaniei, Ungariei, Poloniei, Vienii, Petersburgului, Stockholmului. Ne vom silii să adunăm cât vom putea.
Iată o astfel de activitate, astfel de acțiune a unui, la fel, ostaș al propășirii, o evidențiem astăzi lansând acest volum. Fiecare imagine inclusă, fiecare imagine poate fi în afară de cunoaștere, sentimente profunde. Poți să zăbovești deasupra fiecărui stat, să faci cunoștință cu acele comentarii și analize subtile, să te bucuri de mărturii prezenței neamului în spiritualitatea altor culturi. Și astfel, încă un citat, dacă îmi permiteți, din Adrian Marino, care aduce în lucrarea sa un vers dintr-un poet portughez, dar aici voi cita în franceză, L'horoscope commence à devenir bien plus grande de ce compte. Avem și prin această carte justificatul motiv de a constata că Europa începe să devină mai mare prin afirmare pe cartea ei culturală a spiritualității românești. Vă mulțumim, domn Dendor, pentru exemplul dumneavoastră de elan și entuziasm. Mulțumim tuturor celor care au contribuit la apariția acestui album de zile mari. Mulțumim! Mulțumim, domnule vicepreședinte, ne bucură faptul că sunteți prezent fizic. Ne sunteți alături ori de câte ori Institutul de Istorie împreună cu partenerii organizează un eveniment științific, o lansare de carte, o conferință științifică, ne bucură acest fapt și ne întărește convingerea că Academia și Institutele trebuie să fie împreună, indiferent de forma instituțională în care activă. Vă mulțumim și pentru aceste frumoase cuvinte la adresa distinsului nostru coleg, Robert Dendorf, și acest lucru îl încurajează și ne încurajează și pe noi, așa să continuăm să cercetăm cu instrumentele de rigoare, să cercetăm istoria și să o valorificăm, să o punem în valoare spre lărgirea arii de cunoștințe și de cunoaștere. Mulțumim în continuare, doamnelor, domnilor, am onoarea să ofer cuvântul domnului academician Andrei Eșanu, un istoric care de ani de zile cercetează istoria culturii, creator de noi direcții de cercetare științifică. În anul în care Dimitrie Cantemir va împlini o sumă de ani de la naștere și de la trecere în neființă, domnule academician Andrei Eșanu, avem onoarea așa să discutăm și despre imaginea lui Dimitrie Cantemir în firele acestui album pe care îl lansăm astăzi împreună. Era de ajuns să spuneți Andrei Eșanu istoric, după asta punct. Vă mulțumesc mult pentru tot ce ați mai continuat. Onorată asistență, onorat prezidiu și nu rezist să pronunț o frază și în limba germană. Liebe Freund Robert Dendorf. Dragi prieteni Robert Dendorf, adică de fapt, în traducere ar fi Săteanu, din sat, ar fi la originea numelui lui Robert Dendorf, în germană, hai să spunem așa. Acum, chiar am stat cu Valentina de aproape două zile, de-am răsfăit foarte atent și foarte pagină cu pagină, Valentina mi-a răsfăit și am rămas din nou, fiindcă am citit și cărțile editate chiar mai... Părea că la autorii a fost domnul Dendorf la Noșnea și ne-a oferit acea carte despre carolul 12 la Pechina, la Varnița și parcă părea că mai alaltă și a dat vin din nou cu o carte fenomenală după mine care și ne aduce aici la Chișinău și ne pune în față un întreg tezaur, o bogăție imensă despre trecutul nostru a românilor. Toate provinciile românești sunt cuprinse, inclusiv Basarabia aici, prin imagini, ilustrații. Și acestea sunt hărți, sunt planșe, sunt gravuri, un material de picturi și așa mai departe, culese din multe țări ale Europei și din multe colecții. Cineva a spus, arhive, biblioteci,
și alte colecții, dar multe din aceste stampe care sunt incluse în volum fac parte din colecție personală a domnului Tentor, care el vrea, de multă vreme dorește să le ofere muzeului nostru de istorie și zic, nu reușim. Trebuie, cineva vrea să facă un gest frumos și noi nu știm să primim această comoară nemaipomenită. Vă închipuiți că asta poate fi una din cele mai frumoase fonduri ale Muzeului Național de Istorie, ceea ce ne oferă domnul Dentor. Deci aici poate fi găsit oricare cititor, material ilustrativ, dar și profesorii de liceu, de universitate, dar și cercetătorii, material ilustrativ foarte bogat, inclusiv și pentru istoria noastră a Moldovei, domnul director, care o pregătim noi de câțiva ani. Ar fi foarte frumos ca unele din ilustratele, inclusiv de domnul Dentor, să-și găsească loc în paginile viitoare monografii colective istoria Moldovei. Deci, domnule Dentor, deci ne-ați adus un cadou imens. Noi, istoricii, deci nou, în perioada sovietică, n-am avut acces și acum, după 90, ne-am apucat de schimbări, dar posibilitățile limitate. Nu ne-au dat posibilitate să călătorim, să cercetăm în arhivele muzeului, să vedem și noi, de unde puteam să vedem asemenea ediții rarisime, începând cu secolul XV, la care dumneavoastră, din care dumneavoastră ne duceți materialul ilustrativ deosebit de bogat. Eu vreau să vă spun, eu sunt un pasionat, deși sunt și acum de niște ani. Ori, acum o întreb pe Valentina, primul rând, cartea are ilustrații, fiindcă din clasa întâi, când m-am dus la bibliotecă și luam cărți, mă uitam în primul rând la imagini. Și până acum o întreb, Valentina, sumarul cărții și a doilea, dacă are imagini, și ce costă imaginea acestea? Și să-mi citească atent, de unde e luată imaginea, de unde e reprodusă, e din arhivă, din bibliotecă, din care e autor și așa mai departe, și toate acestea sunt arătate la toate cele 1149 de imagini care ne le aduce domnul Dentor și bănuiesc că el le-a selectat din alte câteva mii de asemenea mostre și valori culturale păstrate în atâtea colecții extraordinar de bogate ale Occidentului și ni le-a adus nouă aici, în Prag, și noi ne putem bucura de acest imens tezaur. Și, în ultimul rând, Valentina mi-a amintit. Multe imagini sunt din spațiul nostru între Prușinistru și Cotinul și Ismaelul și Michina și Chișinău, iar este și Căușeni este și multe alte imagini din spațiul nostru și de bătălii și cetăți și hărți și ce vreți. Și pentru a ne orienta mai lesne în acest album, ne ducem la indicele de nume, de materiale și acolo repede găsim. A, este Chișinău în acest volum? Da, ne ducem, este Chișinău. Iată, deci noi am scris cu Valentina, nu de mult am publicat Chișinău de altă dată. Acolo avem un compartiment, deci stație de poștă de la Chișinău. Și iată, aici este o imagine cum sosește un echipaj de poștă de la 1737 sosește la Chișinău. Și totul e foarte bogată această imagine în care ne putem reprezenta clar cum arăta o stație de poștă, cine însoțea poșta, ce funcție avea și așa departe. Dragă Robert Dentor, încă o dată cadou, cel mai cadou felicitări și mă bucur foarte mult de această frumoasă pasiune a dumneavoastră pentru trecutul nostru românesc, pentru că n-ați uitat meleagurile de unde ați plecat în viață și de unde v-ați format ca intelectual și ca om pasionat de trecut și de frumos. Încă o dată felicitări și la multe opere în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumim istoricului Andrei Eșanu, mulțumim domnule academician, doamna Valentina Eșanu, vă mulțumim. Orice cuvânt pe care îl spuneți, domniile voastre, contează pentru
cei care vă ascultă, pentru cei care lansează astăzi această lucrare. Contează părerea colegilor noștri, fie că sunt din domeniul istoriei, fie că sunt dintr-un domeniu învecinat, cum este Institutul Patrimoniului Cultural. Domnul director Victor Ghilaș este prezent aici și îl invit la cuvânt, aici în față, cu un mesaj din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Bună ziua, onorată asistență, stimate domnule Dendor, stimați participanți la eveniment, dar sunt onorat să particip la acest eveniment, care este un câștig pentru cultura națională prin prezentarea acestei lucrări. Nu știu cum am nimerit printre cei care urmează să vorbească aici, probabil s-a reușit din aceea că am și eu niște preocupări în domeniul artelor. Da. Și am și o datorie. Când a fost lansată acum câțiva ani lucrarea domnului Dendor Valăgul, cu insistență de două sau de trei ori moderator, același moderator, băi, de ce se făcea acolo la BT cu muzica, spune-mi. Odată, două ori, trei ori, nu am mai îndrăznit să ies încă o dată să răspund, domnule, îi mai ardea lui Carol al 12 de muzică? Atunci, cred că nu. Până la urmă, recent am finalizat un studiu în care se regăsește totuși, într-o măsură oarecare, arta, inclusiv prezente în anturajul lui Carol al XII-lea. Dar aș vrea să vorbesc nu despre meleagurile românești văzute de artiști din apus, dar invers, artele văzute de străini. Și voi limita cronologic la secolul XVIII, așa cum se înglobează în cronologic între secolele XV-XIX, mă voi referi la secolul al XVIII-lea. Meleagurile românești în Moldova, inclusiv în dreapta și în stânga Prutului, au povestit mai mulți străini, călători, misionari, militari, diplomați și așa mai departe, cu misiuni diferite au ajuns în părțile acestea. Sigur că nu era muzica o prioritate pentru ei, artele, dar se strecurau și informații de gen artistic. Au trecut în secolul XVIII pe meleagurile astea. Și germani, și olandezi, și polonezi, și lituanieni, și estonieni, o mulțime de călători și nu toți. Unii dintre ei au lăsat astfel de mărturii. Unul dintre ei a fost Weissmandl, despre care a amintit domnul profesor. Ce cu Weissmandl ăsta? Weissmandl ăsta a fost rolat în armata lui Carol al XII-lea, iar după bătălia pierdută la Poltava, se retrage. Iată. Și s-a aflat după aceea în anturajul lui Carol al XII-lea, dar s-a aflat o bună perioadă de timp și pe teritoriul ăsta, o bună parte în teritoriul dintre Niț și Prut. A vizitat aproximativ 50 de localități și pe lângă altele a observat cum este prezentă arta muzicală în mediul pe care îl vizitează, în localități. Am făcut niște extrase pe care aș vrea să le prezint. Ele sunt incluse în jurnalul, așa se numește, jurnalul lui Weissmandl, este publicat de Societatea Legală pentru publicarea manuscriselor privind istoria Scandinaviei de Samuel Brink. A fost publicată în 1928 la Stockholm. Da, și spuneam că a vizitat o mulțime de localități, însă și toponimia localităților respective vorbește despre faptul că era foarte mobil. Chiar am găsit aici și localitatea de Baștină, pentru prima dată, că a fost vizitată de un străin. Și în ce constau observațiile sau notele de călătorie? Sunt de natură etnografică, geografică, lingvistică, politică, economică, etc., în care se strecoară și notificări despre cultura muzicală, muzical-artistică a băștinașului. Fiind de față la sosirea în țară a lui Nicolae Vodă Mavroportat,
care se întorcea în 1710 la Iași, după obținerea la poarta Firmanului pentru preluarea tronului, descrie procesiunea de întâmpinare organizată în cinstea sosirii Domnului. Detaliază componenta suitei însăcitoare și mersul solemn spre Palatul Voievoda, care, ca și în cazul celorlalți altor ceremonii, este însoțit, citesc, de către câțiva turși de seamă, cât și de către boierii cei mai mari din țară, îndeoseb de către hatman și mai multe steaguri de călărești și semeți, și menționează aici, era prezentă muzica țiganilor. În alai era prezentă și muzica țiganilor, care cânta mergând în fruntea alaiului. Despre instrumente nu ne spune nimic. Putem mai să intuim. Ar fi fost niște instrumente lăutărești, ar fi fost vioară, ar fi fost copță, etc. În timpul deplasărilor prin Moldova, drumașul se familiarizează cu sărbătorile neaușei, inclusiv cu cele în care participă domnul și metropolit. Potrivit relatărilor jurnalului Weissmantel, Crăciunul, Paștele, Rusaliile, îndeoseb zilele Sfinților și toate celelalte sărbători, ei, adică băștinașii, le țin după calendarul iulian. În biserici ei fac să răsune clopotele. Clopotele este un instrument muzical. Dar mai bat oricând toaca pe o scântură de lemn, un alt instrument care este practicat în cultul ortodox creștin. Din jurnalul de călătorie. Da. Atunci, spune, atunci ajuns aproape de Iași, în satul Belcești, rămâne încântat de arta lăutarilor din localitate, singuri muzicanți ai acestor țări și care uneori cântau așa de frumos dintr-o scripcă, el îi zice fidel, făcută de ei cu trei strune și apoi și o cideră veche de lemn și suna așa de frumos al lor, brânză, brânză, cum alai, bade Nicolae. Amintește de riturile de trecere, de ciclul familial, practicate în mediul rural din Moldova, menționează principalele momente care marchează trecerea omului de la o etapă la alta, mai exact nașterea, botezul de copii, nunta, înmormântarea. Iar își face niște mențiuni prețioase care se încadrează în aria muzicii de tradiție orală. Nu întotdeauna cele văzute și descrise prezesc cele mai bune sentimente despre realitățile din Moldova. Deseori exagerează și vorbește cu dispreț despre băștinași. Bună oară, afirmă că bărbații suferă de diferite vicii, fiind băutori, petrecăreți, trândări. De o manieră vulgară, pur repugnantă, reproduce textul unui cântic auzit la Viniță. Nu o să-l reproduc, că e prea vulgar. Ocupațiile femeilor, spune Weissmantel și fetelor, consideră că sunt doar să cânte și să joace. Aduce explicații referitor la originea doinei. Da. Și spune că doina, de unde provine? De la numele unei cățelușe. Domnitorul ar fi avut o cățelușă care o numea Doina, a pierdut-o și atunci a dat toate. Să găsească cățelușa, în caz contrar, zic că vai de piele celor care nu vor găsi cățelușa asta. Sigur că datele furnizate și relatate de Cantemir, de același lucru, comparativ cele care sunt furnizate de Weissmantel, ăsta le citează simțitor. Ăsta aș fi o sumă, într-un fel, datoria, să o întorc, referitor la muzică, în teritoriul acesta, în rest, felicitări autorului, felicitări celor care au organizat acest eveniment și mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim și puteam să vă contestăm aici, domnule director, muzica a fost și rămâne o prioritate. Ați văzut ce deschidere a urmat după recitalul elevilor de la Colegiul Ștefan Neagă. Vă mulțumim. În continuare am plăcerea și onoarea să invit la microfon pe doamna Silvia Corlăteanu, coordonatorul volumului Meleagul Românești Văzute de Artiști din Apus, cea pe care o cunoaștem, o apreciem și eu în special de câte ori am nevoie de o referință la istoria medievală, apelez la doamna Silvia Corlăteanu, deși domnia sa
actualmente urmează o specializare în istoria contemporană, dar prin formație a susținut o teză în domeniul istoriei medievale la Facultatea de Istorie la Universitatea din București și formația aceasta o trădează adeseori. A trădat-o și în cazul de față. Vedeți cu ce se ocupă. E secretar la Institutul, secretar științific la Institutul de Istorie, însă se ocupă cu facerea albumurilor. Mulțumesc, stimate domnule Robert Dendorf, onorată asistență. Nu o să vorbesc foarte mult pentru că s-au spus cuvinte foarte frumoase despre autor, despre parcursul acestei lucrări și despre album. Vreau să punctez două momente. Primul moment, câțiva pași, cum s-a ajuns la acest album și al doilea, importanța pentru noi a acestui album. Robert Dendorf îl cunoaștem nu din primul an, de câțiva ani, însă l-am cunoscut prin intermediul Ministerului de Externe atunci când s-a adresat cu o scrisoare să-l consulte într-o problemă de istorie. Astfel a ajuns scrisoarea domnului Dendorf la Institut. Domnul director a fost întotdeauna receptiv la fiecare chemare a unei cercetări, pentru că simte el că există ceva inedit în ceea ce ar putea să apară. Astfel am descoperit un pasionat de istorie, care n-a fost format ca istoric, însă întreaga viață a dedicat-o istoriei, lucrărilor ce țin de istoria culturii, istoria artei, dar cel mai mult un pasionat a operelor de artă, cu imagini despre spațiul românesc. Știm că Robert Dendorf este un colecționar al stampelor, litografiilor de epocă despre spațiul românesc. Și o primă încercare a dânsului a fost atunci când a descoperit foarte multe lucruri inedite despre staționarea aici, la noi, în teritoriul dintre Prușii-Nistru și Veste-Nistru, a regelui Suediei Carol al XII-lea, după războiul care a avut loc, staționarea câțiva ani a regelui aici a făcut să conducă curtea Suediei de la Tivina și de la Varnița. Câțiva ani, domnul Dendorf a adunat foarte multe imagini, multe erau cunoscute în Scandinavia, însă foarte multe încă necunoscute, ceea ce a făcut să apară o primă lucrare ca la Vâlâcul de la Varnița, la care au colaborat colegii noștri de la Institutul de Istorie și după o documentare minuțioasă a apărut și o altă variantă îmbunătățită și completată cu aspecte legate de implicarea armatelor Neciuatului Moldovei și a Munteniei în aceste evenimente. Lucruri absolut inedite. M-a impresionat acribiția domnului Dendorf în a descoperi noi și noi lucruri și obiecte asupra acestui personaj istoric, Carol al XII-lea, și credeți-mă pe cuvânt, în a doua ediție sunt niște lucruri extraordinare. Ca de exemplu, atunci când Carol al XII-lea a trebuit să plece cumva pe ascuns spre casă și a trebuit să fie devizat, Robert Dendorf a găsit în muzeele din Scandinavia până și haina și căciula care a purtat-o pe cap în drumul său spre Suedia, locurile unde a staționat, sub ce nume ascuns a stat la un han sau într-un birt, unde a mâncat, a mesit cu însoțitorii săi, sigur toți erau deghizați, lucruri absolut extraordinare. În această căutare a imaginilor și în această colecție pe care a colecționat-o de ani de zile și încă o mai completează din pasiunea sa, s-a născut o idee ca imaginile pe care le-a colecționat și pe care le dăruiește muzeilor care aparțin de spațiul geografic a acestor exponate, de exemplu, la București, Cluj-Napoca sau alte orașe românești și muzeului nostru de sigur. În căutările sale de elaborarea lucrărilor, sigur că a găsit și lucrări care cumva sunt cunoscute. În felul acesta s-a adunat acest album, un album extraordinar. Cu toții am sugerat că ar fi bine să apară acest album, mai ales că în România există albume cu multe imagini tematice, dar nu este unul cu o colecție atât de largă, să cuprindă un spațiu și geografic, dar și tematic și cronologic atât de larg. Această idee l-a
absorbit cumva pe domnul Dendor și am fost bombardați cu mesajele domniei sale pentru că acest stil al său nemțesc, zic eu, cuvânt preluat de la tatăl meu, care zicea, dacă faci ceva nemțește, faci bine. De iată, acele mesaje veneau nenumărate în fiecare zi pentru a preciza multe detalii. Și recunosc, domnule director, chiar dacă ați spus că sunt o medievistă bună, deseori apelam la colegii de la București, la directorul Institutului Nicolae Gheorghe Ovidiu Cristea sau la doamna profesor de la Universitatea din București, Charlotte Soucan, pe această cale vreau să le mulțumesc, că atunci când apărea o întrebare legată de spațiul din Muntenia sau Transilvania, sigur ne ajutau cum să o interpretăm frumos, textul însă aparține totalmente autorului și acolo unde sugeram că ar fi bine să folosim ediția nouă Academiei Române, lăsam cumva să apară textul așa cum a fost scris de autor și tot sunt întotdeauna argumentat. Sunt semne de întrebare pe care urmașii le vor descoperi sau dezvolta în continuare. Și al doilea subiect asupra căruia am vrut să mă opresc astăzi este importanța acestei lucrări pentru noi. Sigur că este importantă, pentru că atunci când multe secole am fost considerați o periferie a Europei, un spațiu în care, vorba cronicarului, am fost în calea tuturor răutăților și cumva în întârzierea noastră de a fi în rând cu acele noutăți care apăreau în Europa, aceeași renaștere sau perioadă post-renascentistă, eram cumva în urma acestor evenimente, acest album de imagini care a rulat pe parcursul întregii întâlniri de astăzi, cum aveți acolo pe ecran și mulțumim colegilor din muzeu, lui Sorin Șpieru, care a făcut acest lucru posibil, pentru că cartea trebuie văzută. Vreau să zic că importanța acestor imagini demonstrează odată în plus cum străinii occidentali ne percepeau pe noi, ne vedeau pe noi. Și o să vedeți în album, sunt personaje care au fost cunoscute și foarte bine cunoscute în Occident, cum este Mihai Viteazul, de exemplu. Sunt câteva lucrări, câteva imagini cu chipul său. Unde era el reprezentat? Sunt și scene fantasmagorice, unele dintre ele, o să vedeți, asupra cărora criticii sigur pot să-și spună părerea, dar și acestea sunt imagini. Pentru mine personal, probabil cele mai mustoase, permiteți-mi să folosesc acest termen, sunt cele care țin de viața cotidiană, pentru că au fost mai puțin cercetate. Dacă viața politică, socială, viața internațională cumva era reflectată în lucrări, în imagini, atunci viața cotidiană rămânea cumva în umbră. Și atunci, în prezent, când edițiile, chiar și cele academice, lucrează asupra volumelor de sinteză, de istorie, avem surse, chiar necunoscute, pe care putem să le găsim în aceste volume. Stimate domnule Dendor, aveți și câteva imagini cu spațiul dintre Pur și Mistru în secolul XIX-lea și colegul nostru, domnul director Victor Ghila, și ne-a vorbit despre importanța muzicii în acest spațiu. Mai știu că lucrați acum la un subiect foarte interesant despre prezența frată de un mare compozitor german, Bach, aici, în orchestra regiului Carol al XII-lea. Vă îndemnăm să continuați cercetările dumneavoastră și să veniți poate cu alte surprize. Ultimul moment pe care vreau să-l subliniez este faptul că domnul Dendor, samaritan și altruist din suflet, vă mulțumim pentru prezență. Domnul Dendor, samaritan și altruist din suflet, a acoperit financiar acest album, ceea ce nouă instituțiilor de stat ne-ar fi fost poate mult mai complicat să o facem. Și dați-mi voie să spun, stimate domnule Dendor, că prezența noastră aici a tuturor, a conducerii țării, a institutelor din domeniu, cuvintele care au fost anunțate sunt ca o mulțumire adusă personal dumneavoastră pentru efortul pe care l-ați făcut, pentru dragostea enormă pentru istorie și pentru cultură și pentru tot ce faceți în apropierea, în primul rând culturală, dar și spirituală, a tuturor malurilor, nu zic ambele maluri, a tuturor malurilor. Vă mulțumesc, malurilor, dar vă mulțumesc!
în primul rând, pentru sprijinul pe care v-ați acordat la apariția și acestui album, pentru exemplara colaborare moldo-româno-germană. Da. Așa și vă mulțumesc pentru toate aceste lucruri pe care le-ați făcut. Știu că v-a luat timp, nervi, dar până la urmă vedeți ce capodoperă a apărut în toată această împletire de efort de pe toate valurile, așa cum bine a spus, care nu ne dezvine, nu ne despart, dar ne unesc. Domnilor, noi ne apropiem de finalul întâlnirii de astăzi. Înainte de a oferi cuvântul principalilor protagoniști ai acestui eveniment, vă întreb dacă cineva vrea să ia cuvântul în afara programului ca să adreseze un mesaj de felicitare sau de critică, mă rog. Așa. De ce mi-am făcut datorie ca moderator? Mergem conform programului și am onoarea să vorbim la microfon pe domnul Eduard Potinga, directorul editurii Lexom Prim, cea care colaborează cu Institutul de Istorie de Adicuri Încoace, care a colaborat cu domnul Dendu la două volume de istorie legate de prezența regelui suedez Carol al XII pe malul Nistrului. Și acum, iată, fără contribuția editurii, fără sprijinul domnului director Eduard Potinga, această lucrare n-ar fi apărut și n-ar fi apărut categoric în asemenea condiții. Eu vă mărturisesc, domnule director, că am fost impresionat de ceea ce am văzut și nu venea să credă ochilor. Că la noi, la Chișinău, se pot face asemenea lucruri atât de frumoase. Poate ne anunțați ce secrete, așa, tehnice, tehnologice, pentru că astăzi tehnologiile domină evoluția umanității. Ce tehnologii ultra-secrete dețineți la editură care vă facilitează apariția unor asemenea tot. Mulțumim, domnul director, onorată asistență. Suntem împreună cu domnul Dendu la 3 ediții, atâta lucrare făcută împreună. Toate consacrate legiului Carol al XII-lea și de regiului în Basarabia. Ca autor, domnul Tendorf este foarte pedant, trimite manuscrisul, adică nu trebuie noi, editorul să, de urma lui, să roage, să dă-i, să completă. Cartea a fost un volum foarte mare de lucru, pentru că a scoate în asemenea condiții, este voluminoasă, un volum de lucru, de imagini, prelucrare, conținutului, strădui să nu scapi ceva, să nu scapi ceva, foarte mult. Apreciez cooperarea cu doamna Gordatean, care a lucrat datorită ei, fără control, o dată, ne-am uitat încă o dată. S-a primit ce aici s-a primit, insistența grafică, formatul și toate, este de comun acord stabilit cu domnul Dendov, ca să facem cărțile frumoase, să facem Basarabia, să facem Republica Moldova și ne bucurăm că am reușit împreună să facem acest lucru. Deci asta care îi doresc domnul Dendov mult sănătate. Să nu fim la ultima ediție. Avem planuri pe viitor. Și eu ca parte componentă și ca gazdă evenimentului să nu plecați deodată când ieșim în coridorul și să vedem câte o cupă de șampanie pentru să celebrăm aceste evenimente. Vă salut pe toți și mult sănătate. Mulțumim, domnule director, și felicitări încă o dată editurii, dumneavoastră, voastre, personal, pentru excelenta apariție editorială și pentru cooperare exemplară, sufletească, așa, pe care o întreține împreună, așa, în pofida tuturor piedicilor și obstacolelor, pentru că viața aceasta ne oferă adeseori surprize, iar fără prieteni, fără oameni care ne înțeleg, ne împărtășesc, crezul este greu să depășim aceste obstacole. Mulțumim și vă dorim succes în continuare. Doamnelor, domnilor!
doamnelor, domnilor, și acum momentul culminant. Manifestările noastre de astăzi, îl invit la cuvânt pe prietenul nostru și un om de care îl prețuim la superlativ, un om pe care câțiva ani în urmă nu-l cunoșteam și nici nu bănuiam că vom ajunge să avem o colaborare atât de întinsă. Un om care face cu pasiune tot ceea ce imaginează. Proiectele sale sunt ghidate de pasiune și dezinteres, trebuie să vă spun. Și câteodată chiar stau și mă gândesc, dar de ce trebuie domnului Dendorf atâtea probleme? Păi stă la Hamburg, pe malul oceanului, bate priza, e răcoare, e cald, e bine, soare, pace, ce l-aduce pe domnul Dendorf aici, la o margine de Europa, unde te ciocnești tot felul de întrebări, așa, la locul și la locul lor. Surprize care, recunosc, ne pun într-o situație adeseori ingrată. Și cu toate acestea, domnul Robert Dendorf, fiind român, de dincolo de Prut, din București, SAS, neamț, știe să treacă peste toate aceste dificultăți cu tenacitate și își urmează cursul pas cu pas. Domnule Robert Dendorf, eu mă felicit din suflet pentru ceea ce ați reușit. Toți cei care au vorbit, dacă pot să trag o concluzie de pe urma acestor luni de cuvânt, concluzia ar fi că ceea ce ați reușit să produceți acest album va servi de sursă pentru multe alte proiecte din diverse domenii. Și așa cum profesorul Mihail Ionescu spune în cuvântul său înainte la această lucrare, cel puțin trei domenii de interes se vor putea naște din privind, admirând și studiind aceste imagini, pentru că ele trebuie studiate cu mare atenție. Unul, domeniul etnografiei, istoriei militare, pentru că majoritatea sau o bună parte, eu n-am făcut o contabilitate, dar o bună parte din aceste lucrări reflectă bătălii, războaie, asedii, competiții militare. Deci, profesorul Mihail Ionescu, fiind militar, istoric, în domeniul istoriei militare, cercetător în domeniul istoriei militare, a observat acest lucru și a spus că istoricii militari se pot inspira din planurile de luptă, cărțile, schițele pe care distinsul nostru coleg le-a publicat în această lucrare. Și în al treilea domeniu ar fi imagistica, propriu-zis, imagologie. Cel puțin trei, dar aceste domenii pot fi mai multe la număr. Domnule Robert Dendorf, mă plec în fața domniei voastre și dați-mi voie să vă urez în numele organizatorilor acestei lansări, în numele tuturor celor prezenți aici, cărora le mulțumesc pentru interesul față de acest album. Mulțumim gazdelor noastre, domnul director Eugen Sava, pentru punerea la dispoziție tuturor celor necesare pentru a conversa, a ne exprima gândurile, a ne spune opiniile. Mulțumesc de asemenea tuturor participanților la dezbateri și vă rog să-mi permiteți aici să dau citire listei domnului director Eugen Sava, încă o dată domnului viceprim-ministru Oleg Serebrean, doamnei Svetlana Bociumban, domnului Silviu Tabac, domnului profesor Victor Moraru, doamnei Elena Pintilei, domnului academician Andrei Ieșanu, domnului director Victor Ghilaș, doamnei Silvia Corinteanu, domnului director Eduard Botânga. Le mulțumesc pentru că au făcut acest efort, ne-au acordat respectul și timpul lor propriu, dar am convingerea că împreună am asistat cu toții la un eveniment de mare importanță pentru cultura noastră și pentru istoria noastră.
Mulțumim tuturor încă o dată și dați-mi voie să ofer microfonul protagonistului principal al acestui eveniment, distinsului prieten și coleg, domnului Robert Dentorf. Bună ziua! Nu sunt obișnuit să țin discursuri. Dumneavoastră, cei de aici din sală, sunteți profesori, sunteți conferențiari universitari, sunteți istorici care au ținut prelegeri, sunteți cercetători, iar eu sunt un fel de șoarece de bibliotecă, cam așa se spune în Germania, adică mă scufund de unul singur în cercetarea unor arhive, hărți sau documente vechi și de unul singur încerc să scot ceva din ele. Am primit atâtea laude că simt nevoia să dau o parte din aceste laude înapoi. Autorul acestei lucrări sunt eu, dar colaboratori la această lucrare, adică fără ajutorul dumneavoastră, multora din această sală, această lucrare nu ar fi văzut lumina zilei. Nu vreau să enumăr aceste persoane, ele au luat și cuvântul, pentru că aș face nedreptate altora, precis că mi-ar scăpa un nume. Și așa că vreau să vă mulțumesc la toți care sunteți aici pentru ajutorul dat, pentru că ați venit și pentru că ajutorul care o să mi-l dați, sper, și în viitor. O frază. De ce am făcut toate astea? Am făcut pentru că sunt legat sufletește de meleagurile românești. Deși sunt ultimul strămoș care l-am găsit în arhivele din Sibiu și Sighișoara din 1577, dar cred că strămoșii mei sunt mai vechi, toți am fost germani, sunt amțași, dar români. Noi suntem români, suntem de naționalitate germană, dar noi suntem români și suntem legați de aceste meleaguri. Adică e o chestie. Și răspunzând la o întrebare, dar de ce a făcut el toate astea? A făcut-o numai sufletește sau așa ceva? Nu. Totul are și trebuie să aibă un efect practic. Totul trebuie să contribuie măcar puțin la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Și nu numai să o apropie, ci să aibă și un efect economic. Acesta a fost ideea și va fi ideea cât timp o să mai am suflu în mine, să încerc să aduc aceste gravuri aici, la Chișinău, la Muzeul Național de Istorie, pentru a face din acest muzeu un punct de atracție pentru turiștii din toată lumea și în felul ăsta va avea și un efect economic. Viața merge înainte. Noi până acum am vorbit de trecut, am vorbit de cartea despre Carol al XII-lea, am vorbit de album, dar să privim în viitor. Eu continui cercetările și când am auzit discursul sau cuvintele domnului Victor Gilaș despre suedezul Weissmantel, care a trecut prin meleagurile noastre și a scris un jurnal foarte valoros, am făcut imediat legătura cu o descoperire care am făcut-o. Domnul Gilaș s-a referit la partea de muzică și eu am făcut o altă descoperire, tot în partea de muzică. Anume, unul din oamenii care a venit cu regele Carol al XII-lea la Varnița a fost un muzicant, a fost un oboist. El, după Poltava, a venit în convoiul de refugiați până la Chitina, până pe malul drept al Nistrului, s-a așezat pe malul drept, s-a mutat la Chitina
și acesta era, numele lui era Johann Jakob Bach. Cercetând mai departe, am aflat că acest Jakob Bach a fugit de la școală la vârsta de 11 ani din Suedia și s-a înrolat în armata suedeză. Problema era posibilă. După Poltava a fost luat prizonier, a ajuns aici pe malul drept al Nistrului și Carol al XII-lea a zis, ce să fac eu cu un muzicant aici în tabăra asta de refugiați? N-am nevoie de tine, du-te la Constantinopol. Și l-a trimis la Constantinopol să studieze la legația franceză, la niște muzicanți foarte cunoscuți francezi de acolo, să studieze oboiul, la partea, cum să spunem, științifică, nu de plăcere. El a devenit nu numai unul din marii oboiști al apusului Europei, dar și compozitor. Acest Johann Jakob Bach este fratele mai vârstnic al marelui compozitor german, Johann Sebastian Bach. Între cei doi frați a avut loc o corespondență despre Johann Sebastian Bach, a scris o compoziție muzicală pe care eu am venit pregătit, dar am zis, oricât m-aș pregăti și citesc încă o dată, sunt nemulțumit de ce am scris. El a scris o compoziție muzicală în care își exprima tristețea la plecarea fratelui iubit. Era tristețea marelui muzican german că fratele lui a plecat în Polonia să se atașeze armatei regelui Carol al XII-lea. Istoria lui, ce a pățit, ce a făcut, a fost și la Varnița unde a participat la Calabaluc, revenim la Calabaluc, a fost la Calabaluc pe altanul, adică pe acest balcon imens al casei regale, când l-au atacat turcotătarii casa regelui, și-au făcut într-o muzică de-asta turcească, infernală de război, de pregătire a războiului, Carol al XII-lea a avut și el muzicanții lui, i-a trimis pe altan, i-a răspândesc, măi, cu muzica voastră suedeză, deci noi avem muzică de luptă. Și el a făcut parte din muzicanții care s-au suit pe altanul casei regale de la Varnița să răspundă muzicii turcești și să pregătească mica armată suedeză la rezistență. Bun. Aceste lucruri și multe alte lucruri, eu le-am pus pe hârtie. Bun. O altă cercetare pe care am o sursă bibliografică pe care am folosit-o și în cartea despre Carol al XII-lea a fost un anume Johann Balthasar, baron de Campenhausen. A scris o carte care vă va interesa. El a scris-o în limba germană, istoria Rusiei, a cazacilor zaporojeni, a Crimeei, a Moldovei și a Basarabiei. A scris-o cam la 50 de ani după, să zic, 40-50 de ani după moartea regelui. Deci am zis, e interesantă bibliografia, vezi ce poți folosi din ea pentru lucrarea ta și l-am uitat. Ca cercetări ulterioare să mă ducă la o informație interesantă. Tatăl lui a fost la Tighina și la Varnița și a luptat la Calabaluc. Bun. Istoria acestor două persoane, nu vreau să vă povestesc totul, că atunci fac public tot secretul. De ce este el important? Numai pentru că a fost la Varnița? Nu. Asta e ceva banal, acolo au fost mulți. Interesant a fost că regele a trimis în misiune secretă în Suedia, încă nu este elucidat ce stătea în spatele acestei misiuni, eu fac o presupunere. A fost luat prizonier în Saxonia și sau Polonia de electorul Augustus al Saxoniei, care era și regele Poloniei, care l-a luat prizonier pentru că a văzut un emisar al regelui, adică un oponent al lui,
și l-au obligat să intre în serviciul lui. Acolo a fost tare nefericit pentru că Augustus a exercitat mare presiune asupra lui ca să treacă la catolicism. El era luteran, adică ca și mine, adică de religie protestantă. Și cum sunt multe întâmplări în viața noastră, împărat țarul Petru cel Mare, aflând că acest Campenhausen se află în Polonia și tot din întâmplare cum curtea regelui se afla în Polonia în același timp, a dat ordin, ia duceți-l pe acest Campenhausen la mine. Vreau să-l cunosc. E un emisar al regelui Carol al XII-lea, pe care țarul cel Mare îl numea în ghilimele fratele meu. Vreau să-l cunosc. Este adus la curtea regelui, este impresionat de personalitatea lui, el avea gradul de major în armata polonă, în armata regelui Carol al XII-lea era locotenent și țarul îl convinge să intre în slujba lui. El intră în slujba țarului, bucuros că scapă de presiunea de a fi făcut catolic și impresionat probabil și de personalitatea țarului și neavând nici drum de întoarcere, că i-o fi spus, măi, sau intri în slujba mea, sau te închid și eu știu ce i-o fi spus, nu știu. A fost o convorbire între patrioti. Deci țarul îl ia în slujba lui, el avansează în grad până la gradul de general locotenent în armata rusă, primește de la țar un regiment al său care va primi chiar numele de Campenhausen, regimentul Campenhausen, participă la toate campaniile țarului, țarul moare și el, lui se face onoarea să ducă sicriul țarului la înmormântare. Onoare extraordinară. La încoronarea împărătesei Ecaterina, el își făcuse deja un nume în Imperiu, a fost reprezentant al nobilimii, nu pot să spun nobilimii ruse, a nobilimii Imperiului. El reprezenta la încoronare nobilimea Imperiului. Împărăteasa îl înnobilează, îl face baron, de-aia baron de Campenhausen și îi dă cel mai mare ordin pe care îl avea Rusia sau, ce să zic, Imperiul țarist la vremea aceea, decorația sau distinția Sfântului Alexandru Nevski. Îi dă domenii în teritoriile valdice ale fostei ale Suediei ocupate de ruși și, mă rog, foarte multe onoruri și obosit de atâtea onoruri și obosit și de vârstă, ca și mine, într-un fel, el se retrage la Sankt Petersburg, unde va muri peste un an, doi. Aceste două personalități, ce-am descoperit de la ei, eu le-am pus pe hârtie și cu gravuri. Și cum cercetările au continuat, pe lângă gravurile astea s-au adunat și alte gravuri despre Tighina și Varnița. Și acum numărul lor e de 39. Ceea ce este important să știți, este că Calavalâcul de la Varnița, majoritatea o să zică că asta e o chestie de-a noastră pe aici. Nu! Calavalâcul de la Varnița era pentru suedezi un săduc, ei nu puteau să înceapă nimica cu Varnița, deși multe gravuri scrie cuvântul Varnița, pentru ei era Calavalâcul de la Bender. A intrat această noțiune sau acest cuvânt, Calavalâcul de la Bender, a intrat în limbajul suedez cu numele de Calavaliken i Bender. Pe tema asta s-au scris
romane istorice, piese de teatru, poezii, marșuri și din aceste lucrări care s-au scris am fotografiat frontispiciul la 4 unde scrie Calabalike Liber. 4 lucrări suedeze. Bun. Deci, aceste două povești care vi le-am spus pe scurt, pentru că ele sunt mai lungi, de fapt eu le-am pus pe hârtie și m-am gândit că sunt totuși de interes. Ele sunt o completare a studiului despre șederea regelui suedez Carol al XII-lea, care ar merita să fie completate, aranjate și să se facă din acestea un fel de broșurică. Îi zic broșurică, dar poate că... Poate din broșurică va deveni cărticică. Eu nu știu. Dar ca să definitivez această lucrare, ca să zic așa, în ghilimele, m-am gândit că ar fi interesant ca ceea ce iese de aici să nu rămână numai în spațiu românesc, ci să aibă o răspândire mai largă, adică în toată Europa Occidentală și în spațiu românesc, dar și în tot spațiul rusesc, pentru că e vorba mult și de Țarul Petru cel Mare. Și atunci am venit aici cu o propunere. Către Republica Moldova, în special către Institutul de Istorie a Moldovei, pentru o colaborare cu umila mea persoană, ca să scoatem această broșură. Și să broșurică care să apară în limba română, în limba engleză și în limba rusă. Tot conținutul este cu totul inedit, adică nu este cuprins în niciuna din lucrările precedente și nici în acest articol. Și în acest sens vin cu rugămintea către Institutul de Istorie a Moldovei, cu rugămintea și cu propunerea unei colaborări. Cele găsite de mine sau scrise de mine până acum, le-am face stic. Aici este textul, sunt cele 39 de gravuri, inclusiv cartea de istorie despre Basarabia și Moldova a acestui baron Campenhausen. Domnul director este complet surprins. Eu n-am spus ce am de gând să fac. Este o propunere, trebuie să mai spun o poveste. Am primit ajutor de la foarte multă lume de aici în sală, dar în special aș dori să mulțumesc doamnei conferențiar Silvia Corlăteanu Granciuc, pe care am bombardat-o zilnic, timp de luni de zile, cu mail-uri. Nu un mail, două. Uneori cred că plecau 20-30 de la Hamburg și dânsa sigur că avea și alte atribuții decât să corespondeze cu Hamburgul. Și totuși a găsit, eu știu, după servici, în timpul nopții sau în pauze, timp să-mi răspundă la ele și nu numai să-mi răspundă, ci să mă și ajute. Vreau să mulțumesc editurii Lexon Prim pentru calitatea lucrării și vreau să mulțumesc doamnei Natalia Derebiuc, care la zecile și sutele de idei care le-am avut de schimbare, cred că a strâns des din dinți ca să reziste și să nu arunce totul și să zică, ia lăsați-mă în pace cu toate chestiile astea. Da. Cam asta este. Fără comentarii, încă o dată mulțumim domnului Dendor, tuturor domniilor voastre și editura ne invită să ciocnim o cupă de șampanie.